bine ați revenit la cursul de electricitate. Azi vom termina partea de electrostatică, iar mărimile fizice pe care le voi defini sunt potențialul electric și capacitatea electrică. După cum ați văzut în primul curs, avem o mărime fizică vectorială, numită intensitate a câmpului electric, care poate caracteriza câmpul electric în fiecare punct al lui. Numai că uneori e incomod să lucrăm cu intensitatea câmpului electric, tocmai din cauza că e o mărime vectorială. De pildă, dacă în jurul unui punct avem o grămadă de sarcini, atunci vom avea o grămadă de vectori E, E1, E2, E3, care pleacă din punctul respectiv și ca să găsim rezultanta lor, trebuie uneori să facem un calcul vectorial destul de complicat. Din fericire, există și o mărime scalară care poate să caracterizeze un câmp electric în fiecare punct al lui și această mărime scalară se numește potențial electric. Dacă o sarcină electrică se deplasează într-un câmp electric, în general se efectuează lucru mecanic. De ce? Pentru că dacă sarcina se găsește într-un câmp electric, asupra ei acționează forță și când se deplasează sarcina, se deplasează și forța respectivă. De ce în general? Pentru că știm de la mecanică că dacă deplasarea se face în așa fel încât forța este perpendiculară sau normală la deplasare, atunci nu se efectuează lucru mecanic. Să presupunem o sarcină pozitivă, Q mare, care se găsește în acest punct și care produce în jurul ei un câmp electric, ca orice sarcină electrică cinstită. Și să ne gândim la una din liniile de câmp, să zicem aceasta. Linia de câmp, în acest caz, după cum știm, are sensul de la sarcină spre infinit. Și să mai presupunem că aducem o sarcină mică de probă, Q mic, în punctul A al liniei de câmp. Sarcina de probă este mult mai mică decât sarcina Q mare, este atât de mică încât practic nu modifică forma câmpului electric al sarcinii Q mare. Tocmai de aceea o numim sarcină de probă. Asupra sarcinii Q mic apare, bineînțeles, o forță de respingere. Să o notăm cu Fa. Și Fa, conform legii lui Coulomb, are expresia Q mare ori Q mic supra 4pi epsilon Ra la pătrat. Și acum ne propunem să calculăm lucrul mecanic efectuat de această forță când sarcina noastră se deplasează din A până în punctul B. Lucrul mecanic, știm foarte bine, are expresia generală F ori D ori cosinus de alfa. Forța înmulțită cu deplasarea, înmulțită cu cosinusul unghiului pe care îl face forța cu deplasarea. Să începem din dreapta. Cosinus de alfa, în cazul nostru, este 1, pentru că alfa este 0. Forța noastră se găsește pe linia de câmp și deplasarea va avea loc și ea tot de-a lungul liniei de câmp. Deci cosinus de alfa este 1. Rămânem atunci cu formula lucru mecanic este forța ori deplasarea. Acum deplasarea. Dacă distanța de la sarcina Q mare până la punctul A este R indice A, iar distanța de la sarcina Q mare până la punctul B este R indice B, atunci distanța AB se vede că este egală cu RB minus RA. RB minus RA. Mai rămâne să vedem forța. Aici apare o problemă, pentru că forța are valoarea FA doar atunci când sarcina de probă se găsește în punctul A. Dar pe măsură ce sarcina se va deplasa, această forță se va face tot mai slabă, pentru că crește distanța din
punctul în care se găsește forța până la sarcina Q mare. Și când va ajunge în punctul B, atunci valoarea forței va fi Q mare ori Q mic supra 4pi epsilon RB la pătrat. Așa că problema pe care o avem este aceea că forța nu este constantă. Și, din fericire, putem să luăm o valoare medie. Dar ce fel de medie? Variabila în forța noastră este R. Se vede foarte bine că celelalte rămân aceleași. Sunt constante în condițiile problemei noastre. Și atunci, pentru că variabila este la pătrat, trebuie să luăm media geometrică. Deci trebuie să luăm o valoare medie, forța medie, pe care trebuie să o calculăm cu relația radical din FA înmulțit cu FB. Se vede dacă înmulțesc expresia lui FA cu expresia lui FB, sub radical voi avea un pătrat perfect. Pentru că voi avea Q mare la pătrat, ori Q mic la pătrat, supra 4 la pătrat, ori pi pătrat, ori epsilon la pătrat, ori RA la pătrat, ori RB la pătrat. Și atunci am, din fericire, un pătrat perfect și forța medie, atunci va avea expresia Q mare ori Q mic, supra 4 pi epsilon RA ori RB. Nu mai am anumitor nici RA la pătrat, nici RB la pătrat, am produsul RA ori RB. Și aceasta este forța medie. Acum pot calcula lucrul mecanic folosind această relație și lucrul mecanic va fi egal cu forța este aceasta, Q mare ori Q mic, supra 4i epsilon RA ori RB, înmulțită cu distanța, care este RB minus RA. RB minus RA supra RA ori RB, RA ori RB, se poate scrie 1 pe RA minus 1 pe RB. Dacă mă folosesc de această relație, atunci lucrul mecanic se poate scrie în felul următor. L este egal cu Q mare supra 4 pi epsilon RA minus Q mare supra 4 pi epsilon RB, totul înmulțit cu Q mic. Ceea ce vedeți în paranteză se numește tensiunea dintre punctele A și B. Tensiunea electrică dintre punctele A și B, pe care o notăm cu litera U. Și unitatea de măsură pentru tensiune în sistemul internațional va fi, se vede că U se poate scrie lucru mecanic supra Q mic, adică joule pe coulomb, care a primit numele de volt, în cinstea lui Volta. Atunci, lucrul mecanic poate fi scris L egal cu Q ori U. O relație foarte importantă. Orice tensiune o considerăm o diferență de potențial. Deci termenii din paranteză reprezintă potențialele electrice în punctele A respectiv B. Așa că putem scrie V indice A, adică potențialul punctului A este Q supra 4 pi epsilon RA, iar V indice B este Q supra 4 pi epsilon RB. Și avem și formule pentru calculul potențialului electric într-un anumit punct. Mai rămâne să vedem care este semnificația, care este sensul fizic al potențialului. Să deplasăm acum sarcina de probă Q mic între două puncte A și B pe altfel de traiectorii, adică nu de-a lungul unei linii de câmp. De pildă, în acest desen,
vedeți două traiectorii posibile între A și B, traiectoria AN-B și traiectoria AM-B. Precizez că AM și NB sunt arce de cerc care au centrul în sarcina Q mare. Două observații înainte de a calcula lucrul mecanic. Atunci când sarcina de probă se deplasează pe arcele de cerc AM respectiv NB, nu se efectuează lucrul mecanic, pentru că forța care acționează asupra ei va fi tot timpul pe linia care unește cele două sarcini, adică va fi tot timpul normală la deplasare, ca o forță centripetă sau centrifugă, depinde de ce avem, atracție sau respingere. Așa că se va efectua lucru mecanic doar pe porțiunea AN, respectiv MB. A doua observație este că tensiunea între punctele A și N este egală cu tensiunea între punctele M și B. Și asta pentru că potențialele în punctele A și M, VA, este egal cu VM, deci cele două potențiale sunt egale, pentru că A și M, aflându-se pe arce de cerc care are centrul în Q mare, se găsesc la distanțe egale de sarcina Q mare, și același lucru se poate spune despre punctele N și B. V indice N este egal cu V indice B. Și atunci V indice N minus V indice A este egal cu V indice B minus V indice N. Dar V indice N minus V indice A este tensiunea între cele două puncte și ea este deci egală cu tensiunea între punctele B și N. Asta înseamnă că atunci când sarcina se deplasează de la A la B pe traseul AMB, se efectuează lucru mecanic numai pe porțiunea MB și acel lucru mecanic va fi egal cu Q mic ori UMB. Iar dacă se deplasează pe traseul ANB, se efectuează lucru mecanic numai pe porțiunea AN și acela va fi egal cu U indice AN. Dar UNA este egal cu UBM, deci și UMB este egal cu UAN, doar polaritatea s-a schimbat și înseamnă că indiferent pe care traseu mă deplasez, se efectuează același lucru mecanic atunci când sarcina ajunge din A în B. Se poate arăta că pentru oricare traseu ales, lucrul mecanic va fi același. Deci că el nu depinde de traiectorie. De pildă, în acest desen, vedeți o altă posibilă traiectorie, cea desenată cu roșu, dar se vede că acea traiectorie poate fi descompusă în traiectorii elementare care la rândul lor pot fi înlocuite cu deplasări identice cu cele pe care le-am avut aici. Mai jos puteți vedea mărită o porțiune de desen care ne ajută să înțelegem ceea ce vreau să spun. Traiectoria CD se poate înlocui cu traiectoria CLD și același lucru se poate face pentru fiecare element de deplasare pe traiectoria roșie. Și dacă însumăm lucrurile mecanice pentru toate deplasările de același tip cu CL, pentru că doar acolo se efectuează lucru mecanic, așa cum am arătat mai înainte, atunci observăm că și pentru traiectoria roșie, lucrul mecanic total este același cu cel efectuat pentru traiectoria ANB sau traiectoria AMB și așa mai departe. Deci, am demonstrat că, indiferent ce formă are traiectoria, lucrul mecanic efectuat de câmpul electric atunci când sarcina se deplasează între două puncte date este același. În cursul de mecanică am văzut că aceeași proprietate o are câmpul gravitațional și am spus că dacă un câmp de forțe are această proprietate, el este un câmp conservativ. Și asta înseamnă că și câmpul electric este un câmp conservativ. Și asta mai înseamnă ceva. Vă amintiți că lucrul mecanic atunci când sarcina de probă se deplasează între punctele A și B se poate scrie L egal cu
Q mare supra 4 pi epsilon RA minus Q mare supra 4 pi epsilon RB, și această paranteză era înmulțită cu Q mic, pe care acum îl pun la fiecare termen. Dacă avem un câmp de forțe conservativ și am demonstrat mai înainte că un câmp electric este un câmp de forțe conservativ, atunci se poate aplica teorema variației energiei potențiale. Și anume că lucrul mecanic este minus variația energiei potențiale. Și dacă comparăm cele două relații, rezultă clar că cei doi termeni sunt de fapt energii potențiale. Așa că am găsit că dacă am două sarcini Q1 și Q2 care se găsesc la distanța R, atunci energia potențială a acestui sistem este dată de relația Q1 ori Q2 supra 4 pi epsilon înmulțit cu R. Energia potențială electrică, de fapt electrostatică. Cum putem răspunde la întrebarea ce semnificație fizică are potențialul unui punct, din moment ce am vorbit până acum de lucru mecanic? Ori dacă sarcina de probă se găsește într-un punct și nu se deplasează, nu se efectuează lucru mecanic. Ca să înțelegem sensul fizic al potențialului, trebuie să ne aducem aminte ceea ce am văzut mai înainte, și anume că lucrul mecanic nu depinde de traiectorie, ci doar de poziția celor două puncte între care se efectuează deplasarea. Asta înseamnă că pot să aleg un punct de referință, un punct B, care să fie același pentru toate celelalte puncte. Adică, calculul lucrului mecanic pentru fiecare punct din jurul sarcinii Q, atunci când sarcina de probă se deplasează din acel punct până în punctul B, se face întotdeauna cu referire la punctul B, la unul și același punct. Și cel mai convenabil este ca acel punct să se găsească la infinit. Pentru că dacă RB este infinit, acest termen dispare. Și atunci rămâne L este egal cu Q mare supra 4 pi epsilon R, nu mai spun RA, ci mă refer la un punct în general, înmulțit cu Q mic. Și potențialul Q mare supra 4 pi epsilon R, potențialul punctului respectiv, se vede că este egal cu L raportat la Q. Și acest lucru mecanic acum nu mai este un lucru mecanic oarecare, ci este lucrul mecanic necesar pentru a deplasa sarcina de probă din punctul despre care e vorba până la infinit. Și atunci definiția potențialului ar fi următoarea. Potențialul unui punct, potențialul electric al unui punct, este raportul dintre lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa o sarcină de probă din acel punct până la infinit și sarcina respectivă. Înainte de a nota lucrurile importante despre potențial, trebuie să fac câteva observații foarte importante. Prima, sarcina electrică se distribuie pe suprafața unui conductor. De ce? Pentru că, de pildă, dacă aduc electroni pe suprafața unui conductor, electroni în plus față de electronii liberi care există deja, asta înseamnă a electriza un corp, am arătat asta în primul curs de electrostatică, electronii se resping între ei și atunci încearcă să se distribuie în așa fel încât să fie cât mai distanțați unii față de ceilalți. Și când se întâmplă acest lucru? Când ei se distribuie pe suprafață. A doua observație, câmpul electric în interiorul unui conductor este zero dacă sarcina electrică este în echilibru. De ce? Pentru că dacă aș avea un câmp electric, aș avea și forțe. Forța este Q ori E. Și pentru că în interiorul unui conductor am purtător de sarcină liberi, această forță ar acționa asupra fiecăruia dintre ei și ar pune în mișcare. Cu alte cuvinte, n-am avea echilibru. Dar noi vorbim aici, la electrostatică, despre sarcini electrice în echilibru. Și deci, în condiția
aceasta de echilibru în interiorul unui conductor, nu pot să am câmp electric. 3. La suprafața unui conductor, intensitatea câmpului electric trebuie să fie normală la acea suprafață. Cu alte cuvinte, liniile de câmp trebuie să fie normale la suprafață. Să vedem de ce. Pentru că dacă n-ar fi așa, dacă intensitatea câmpului electric ar fi așa cum vedeți în desen, deci n-ar fi normală la suprafață, ea ar avea două componente. Ar avea componenta EN, componenta normală, și componenta ET. Componenta EN încearcă să smulgă sarcina de pe suprafața conductorului, dar acest lucru nu se poate întâmpla decât atunci când intensitatea câmpului are valori foarte, foarte mari, deci asta nu ne îngrijorează. Dar componenta ET, din nou, ar produce forțe asupra purtătorilor de sarcină, de pildă asupra electronilor, și ar pune în mișcare. Și din nou nu am avea echilibru. Ceea ce înseamnă că dacă sarcina electrică este în echilibru, înseamnă că în fiecare punct al suprafeței unui conductor, intensitatea câmpului electric trebuie să fie normală la suprafață. A patra observație. Potențialul tuturor punctelor din interiorul unui conductor trebuie să fie același. De ce? Pentru că dacă n-ar fi același, ar însemna că avem tensiuni între puncte. Și acest lucru din nou nu e posibil dacă avem echilibru, să vedem de ce. Să presupunem că din nou sarcina de probă se deplasează, dar într-un câmp electric uniform. Atunci forța va fi tot timpul egală cu Q ori E. Pentru că E e constant și forța va fi constantă. Și atunci lucrul mecanic va fi forța ori deplasarea, adică Q ori E ori D. Dar noi știm că lucrul mecanic se poate calcula și cu formula Q ori U. Și atunci, comparând cele două relații, observăm că între tensiune și intensitatea câmpului există relația U egal cu E ori D. Însă noi știm deja că în interiorul unui conductor nu există câmp electric, așa că nu poate exista nici tensiune între punctele din interiorul lui, ceea ce înseamnă că toate punctele unui conductor trebuie să aibă același potențial. Și, în fine, ultima observație. Câmpul electric din jurul unei sfere electrizate, deci din exteriorul ei, are exact aceeași formă pe care ar avea-o dacă sarcina de pe suprafața sferei ar fi concentrată în centrul sferei și n-ar exista sfera metalică. Și puteți compara cele două desene ca să vedeți că liniile de câmp din exteriorul sferei electrizate sunt identice cu cele ale unui câmp produs de o sarcină care s-ar găsi în centrul sferei electrizate. Să vorbim acum despre capacitatea electrică. Dacă pe suprafața unui conductor aducem o sarcină Q, atunci conductorul capătă un anumit potențial, să-i spunem V. Prin măsurători se poate demonstra că potențialul conductorului este proporțional cu sarcina pe care o aducem pe suprafața lui. De câte ori avem mărimi fizice direct proporționale, putem, dacă are rost, dacă e util, să definim altă
mărime fizică prin raportul celor două, care e constant din moment ce ele sunt direct proporționale. În cazul nostru, raportul Q supra V este constant, se notează cu litera C mare și se numește capacitatea electrică a conductorului respectiv. Unitatea de măsură pentru capacitatea electrică în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru sarcină, adică coulomb, pe unitatea de măsură pentru potențial, care este aceeași unitatea de măsură pentru tensiune, adică voltul, și acest raport a primit numele de farad, prescurtat litera F mare, în cinstea lui Michael Faraday. Tot ceea ce am spus aici este adevărat în cazul în care conductorul nostru este izolat și îndepărtat de alte conductoare. Ce se întâmplă dacă alte conductoare se apropie de conductorul nostru? În imagine, vedeți un desen dintr-un manual mai vechi de fizică, în descriere găsiți datele manualului. Avem două plăci metalice, placa pe 1 și placa pe 2. Placa pe 1 este legată la un aparat numit electroscop. Electroscopul poate să ne arate dacă un corp este electrizat sau nu, prin fenomenul de respingere electrostatică, sau chiar poate să ne măsoare, în cazul unor aparate mai deosebite, potențialul corpului pe care l-am conectat la electroscop. Iar placa pe 2 este legată la Pământ și inițial se găsește la distanță mare de placa pe 1. Deci, practic, nu există interacțiuni electrice între cele două plăci. Electrizăm placa pe 1, electroscopul o să ne arate acest lucru, ne va măsura un anumit potențial și apoi începem să apropiem placa pe 2 de placa pe 1 și vom observa că pe măsură ce scade distanța dintre cele două plăci, electroscopul arată un potențial tot mai mic. Dar ce înseamnă acest lucru? Capacitatea unui conductor este raportul dintre sarcina de pe suprafața lui și potențialul lui. Dar dacă potențialul plăcii din stânga scade fără să se schimbe sarcina de pe suprafața ei, pentru că e izolată electric de restul lumii, asta înseamnă că îi crește capacitatea. Deci ceea ce observăm este că dacă un conductor legat la pământ se apropie de un conductor electrizat, crește capacitatea conductorului electrizat. Cum se poate întâmpla așa ceva? Care este explicația? Explicația constă în fenomenul numit electrizare prin influență. V-ați gândit vreodată de ce un pieptene electrizat sau o riglă din plastic electrizată pot atrage bucăți mici de hârtie sau alte corpuri, deși acestea nu sunt electrizate? Cum poate un corp electrizat să interacționeze cu un corp neelectrizat? Răspunsul este că acel corp neelectrizat se electrizează și el, dar într-un mod special numit electrizare prin influență. Să vedem cum are loc procesul de electrizare prin influență. Să presupunem că avem o sferă electrizată cu o sarcină pozitivă, plus Q. Și aducem în apropierea ei o sferă conductoare. Întâi, o sferă metalică. În sfera metalică avem electroni liberi. Ei vor fi atrași de sarcina pozitivă din stânga și se vor înghesui pe suprafața din stânga a sferei pe care am adus-o în apropiere. În timp ce pe fața opusă vom avea un deficit de electroni. Cu alte cuvinte, pe fața din stânga voi avea o concentrație mai mare de electroni decât de protoni, pe când pe fața din dreapta voi avea o concentrație mai mare de protoni decât de electroni și avem în acest fel electrizarea prin influență. Sfera din dreapta s-a electrizat prin influență. Acest fenomen se produce și dacă această sferă nu este metalică, ci este vorba despre un izolator, despre un dielectric, cum se numesc izolatorii în electrostatică. În acel caz, avem de obicei molecule.
Și de cele mai multe ori, moleculele sunt polare. Adică sarcina electrică negativă din moleculă, electronii, este altfel distribuită decât sarcina pozitivă din moleculă, protonii. Și din această cauză, fiecare moleculă se comportă ca un dipol electric, adică ca un corp care la un capăt are sarcină pozitivă și la celălalt capăt are sarcină negativă. Și dacă aduc un astfel de corp în apropierea corpului electrizat, atunci moleculele din interiorul lui se vor orienta în câmpul electric produs de sarcina plus Q, cu minus spre sarcina plus Q și cu plus în capătul opus, în partea opusă. Și în acest fel, pe suprafața din stânga apare o sarcină negativă, iar pe suprafața din dreapta apare o sarcină pozitivă și avem din nou ceea ce se numește electrizare prin influență. Acum pot să explic de ce un corp electrizat poate să acționeze asupra unui corp neelectrizat. Pieptenele și bucățile de hârtie. Aveți aici un desen care explică acest lucru. Hârtia se electrizează prin influență, așa cum am explicat mai înainte, și pieptenele este electrizat negativ și atunci fața dinspre pieptene se electrizează pozitiv a hârtiei și cealaltă față negativ. Așa cum se întâmplă la electrizarea prin influență. Sigur că se pune întrebarea, dar de ce avem atunci o atracție între pieptene și hârtie? Pentru că acolo avem și sarcini pozitive și sarcini negative. Avem și atracție și respingere. Fața din stânga este atrasă de pieptene, fața din dreapta este respinsă. Așa este. Numai că fața din stânga e mai aproape de pieptene decât fața din dreapta și din această cauză forța de atracție este mai mare decât forța de respingere. Și per total am o forță de atracție cu care pieptenele acționează asupra bucăților de hârtie. Și acum să revenim la sistemul celor două plăci, să vedem cum explică electrizarea prin influență scăderea potențialului plăcii electrizate, cu alte cuvinte, creșterea capacității ei electrice. Atunci când apropiem placa legată la pământ de placa electrizată, vor veni electroni din pământ pentru a electriza fața din stânga a plăcii noastre prin influență. Electronii vor fi atrași de sarcina pozitivă din placa din stânga. Iar potențialul, dacă vă amintiți, formula potențialului unui punct în jurul unei sarcini punctiforme, expresia este Q supra 4I epsilon R. Potențialul, observați din această formulă, are semn. Are semnul sarcinii. Dacă sarcina este pozitivă, atunci și potențialul e pozitiv, dar dacă sarcina e negativă, atunci și potențialul este negativ. Și asta înseamnă că peste potențialul pozitiv inițial produs de sarcinile pozitive de aici, se suprapune un potențial negativ produs de sarcinile negative de pe fața din stânga a plăcii legate la pământ. Și în felul acesta, potențialul total scade. Sigur că potențialul sarcinilor negative este mai slab decât potențialul sarcinilor pozitive, pentru că sarcinile negative sunt mai departe de conductorul meu decât sarcinile pozitive, care sunt chiar pe suprafața lui. Dar cu cât placa pe 2 se apropie, cu atât influența sarcinilor negative asupra potențialului plăcii pe 1 va fi mai puternică și cu atât mai mare va fi capacitatea plăcii pe 1. Un astfel de ansamblu de două conductoare care interacționează prin câmp electric se numește condensator. Și folosind acest efect, care, așa cum am explicat, se datorează electrizării prin influență, putem obține elemente de circuit numite condensatori electrici, adică elemente de circuit în care putem acumula sarcină electrică fără să crească prea mult tensiunea dintre cei doi
conductori care, în cazul condensatorului, se numesc armături. Ceea ce ați văzut în acest desen se numește condensator plan, pentru că este alcătuit din două conductoare plane. Sunt două suprafețe plane care sunt față în față, dar există și condensatori cilindrici și de alte forme. Ei bine, se poate măsura prin experimente faptul că un condensator plan are o capacitate care depinde de trei lucruri. Depinde de suprafața conductoarelor care sunt față în față, de distanța dintre ele și de ceea ce se găsește între cele două conductoare, între cele două armături, adică de permitivitatea electrică a mediului dintre cele două armături. Mai precis, avem următoarele relații. Capacitatea unui condensator plan este proporțională cu suprafața care este față în față a armăturilor, este invers proporțională cu distanța dintre armături, deci cu cât distanța dintre armături este mai mică, cu atât va fi mai mare capacitatea, am explicat acest lucru, și ea este de asemenea proporțională cu permitivitatea electrică a mediului dintre cele două armături. Într-o singură formulă putem scrie capacitatea este epsilon ori S supra D. Formulă care se numește formula capacității unui condensator plan. De aici putem să găsim unitatea de măsură care se folosește de obicei pentru permitivitatea electrică. V-am spus că vom face asta în cursul întâi. Și anume, în stânga am farad, care trebuie să fie egal cu unitatea de măsură pentru permitivitatea electrică, înmulțită cu unitatea de măsură pentru suprafață, metru pătrat, supra unitatea de măsură pentru distanță, metru. Și aici metru pătrat cu metru se simplifică și observăm că unitatea de măsură pentru permitivitate în sistemul internațional este farad pe metru. Deci permitivitatea electrică a unui mediu se măsoară de obicei prin unitatea de măsură farad pe metru. Ultimul lucru, legarea condensatorilor. Un condensator se reprezintă într-o schemă electronică, fie așa, dacă e condensator fix, fie dacă e un condensator care își poate modifica capacitatea, adică un condensator variabil, așa. Condensatorii variabili sunt foarte importanți în telecomunicații, vom discuta cu altă ocazie de ce. Capacitatea unui condensator se calculează cu relația Q supra U, unde Q este sarcina electrică de pe armăturile lor, iar U este tensiunea dintre cele două armături. Dacă într-un circuit avem mai mulți condensatori, atunci ei pot fi legați în serie sau în paralel sau în combinații ale celor două legări, să vedem cum calculăm capacitatea echivalentă. Să începem cu legarea în serie. Avem trei condensatori, unul cu capacitatea C1, unul cu capacitatea C2, unul cu capacitatea C3, legați în serie. Caracteristic legării în serie a condensatorilor este faptul că avem aceeași sarcină electrică pe toți condensatorii legați în serie. De ce? Pentru că electrizarea se produce prin deplasarea sarcinii electrice de pe o armătură pe alta. Și exact atâta sarcină electrică cât a plecat de aici, atât voi avea dincoace. De pildă, dacă am adus sarcina plus Q pe armătura din dreapta, atunci prin influență aici apare sarcina minus Q, dar de unde apar acești electroni? Ei vin de pe armătura din dreapta a acestui condensator. Și atunci aici din nou apare sarcina Q și așa mai departe. Și atunci capacitatea acestui sistem de condensatoare, capacitatea în cazul legării în serie, va fi Q, asta e tot, nu-i 3Q, pentru că ansamblul condensatorilor schimbă cu circuitul doar sarcina Q. Atâta sarcina vine aici și atâta sarcina a plecat de aici. Supra
am trei tensiuni. U1 plus U2 plus U3. Tensiunea pe primul condensator plus tensiunea pe al doilea plus tensiunea pe al treilea. Dar fiecare tensiune se vede că se poate scrie Q supra C. Și atunci capacitatea legării serie va fi Q supra. Q supra C1 plus Q supra C2 plus Q supra C3. Și după ce simplificăm cu Q, obținem relația 1 supra C serie este 1 supra C1 plus 1 supra C2 plus 1 supra C3. Să vedem acum legarea în paralel. Avem din nou trei condensatori, unul cu capacitatea C1, unul cu capacitatea C2 și unul cu capacitatea C3. Dar de data asta ei sunt legați în paralel. Vrem să calculăm și în acest caz capacitatea echivalentă, capacitatea lor împreună. Și folosim aceeași formulă. Capacitatea este Q supra U. Caracteristic legării în paralel este faptul că avem aceeași tensiune pe cei trei condensatori. Întotdeauna e așa la legarea în paralel. În schimb, avem sarcini diferite. Avem sarcina de pe primul condensator Q1 egală cu C1 ori U, Q2 egal cu C2 ori U și Q3 egal cu C3 înmulțit cu U. Și atunci, capacitatea va fi Q, care este Q total, adică Q1 plus Q2 plus Q3 supra U. Și dacă veți înlocui aici sarcinile Q1, Q2 și Q3 cu expresiile de aici, veți găsi că în cazul legării în paralel avem relația C paralel este C1 plus C2 plus C3 plus așa mai departe dacă avem mai mulți condensatori. Așa cum v-am mai spus, voi vorbi mai multe despre electroscoape, condensatoare, dielectrici și alte lucruri legate de practica din domeniul electrostaticii în cursurile aplicative care vor urma după cele teoretice. Deocamdată atât despre electrostatică, în cursurile următoare voi vorbi despre curentul electric. La revedere!